Discuții de maximă importanță și în prima parte a emisiunii. Revenim cu încercarea de a lămuri episodul ăsta cu mercenari. L-am auzit pe domnul general Bălăceanu, vorbim mai devreme despre acuzațiile Rusiei, ale purtătorului de cuvânt al armatei ruse, Igor Konashenkov, legate de participarea acuzațiile, informațiile, dar acuzatoare. Care este nivelul celui care a vorbit, purtător de cuvânt? Al armatei ruse, da? Igor Konashenkov. Care, printre altele, a menționat faptul că în Ucraina sunt vreo 7.000 de mercenari străini din 63 de țări care luptă împotriva rușilor. Cei mai mulți mercenari provin din Polonia și Statele Unite, Canada și România. România e pe locul 3? E în preprimele. Asta, cel puțin ca pondere, ca participanți. Asta spun rușii. Dar asta mi se pare un subiect care nu poate fi tratat cu ușurință sau pus deoparte. Nu. După ce în weekend ne-au acuzat pe diverse filiere că avem nu știu ce grup de monitorizare NATO, chiar dacă e sub flamură privată, dacă îmi permiți expresia, care ar fi la Odessa, cantonat la Odessa și care desfășoară nu știu ce operațiuni de monitorizare maritimă. Da. Așa. Rușii revin pe alt canal, și mai, cum să zic, la nivel militar înalt, și ne acuză că am furnizat, sigur, nu ca și cum ar fi o strategie a statului român. Acuză România în genere, nu numai România, și alte țări, că au furnizat mercenarii ucrainienilor. Ei spun așa, deci încă o dată, 1.500 provin din Statele Unite, Canada și România, nu spun câți ar avea România. Până la 300 persoane au venit din Marea Britanie, alte 300 din Georgia, are 193 de mercenari provenind din zonele siriene controlate de Turcia. Forțele armate, zic rușii, ale Federației Ruse ar fi distrus până în prezent, asta traducerea cred că e ciudată, 1.035 de mercenari străini parcă-s roboți. Au omorât, au ucis. Nu se mai folosește cuvântul omorât. Distrus? Distrus. Distruși mercenari? Țintele, inclusiv umane, sunt distruse. Ceea ce e un cuvânt... Dar putea să spune eliminat, anihilat. Nu. Este un cuvânt care nu are conotații încă extrem de... Vorbim de roboți. Da. Ceea ce reduce efectivul ap de luptă... Nu, dezumanizez, depersonalizez victima. La 4.877 de persoane, asta arată rușii statisticile. De asemenea, ar fi 400 mercenari străini, majoritatea, atenție, din Europa și Canada, zic rușii, care sunt integrați în grupul ucrainian cantonat în uzina Azovstal, cea de la Mariupol. Care da, celebra uzină. Grup care ar fi bine încercuit acum. Da. Ucraina s-a respins ieri, da. A respins ieri ultimatumul Rusiei privind predarea forțelor de la Mariupol și a anunțat că luptătorii ucrainieni vor rezista până la capăt. Este un moment care trebuie să ne liniștească? Pe România, da. Ca să fim foarte clar, da, România ar trebui să fie neliniștită pentru că dacă este adevărată informația și într-un fel sau altul pe televiziunile ruse vom vedea vreun mercenar român, vreun român care luptă de partea Ucrainei, prins în viață, acela... Din punctul meu de vedere și cunoscând foarte bine atitudinea rușilor față de mercenari, ei să nu uităm, și aici fac o mică paranteză, Rusia are cultul armatei roșii, armatei regulare a statului. Ei nu au cultul mercenarilor. Una din cele trei ocupații polono-suedeze din Evul Mediu a Rusiei s-au dus până sus în Moscova și au ocupat Kievul, a fost făcută de o armată de mercenari. Ei au o reacție aproape viscerală, sanguinară la noțiunea de mercenar. Deci dacă, Doamne ferește, se adeverește așa ceva, eu personal nu cunosc să existe la ora actuală în România o companie care să aibă capacitatea reală de a furniza resursă umană militarizată oriunde în lume, în afară de Africa. Ca nu cumva... Această acuzație să nu fie, de fapt, o replică la un proiect vechi privat românesc pe Africa, unde a fost în competiție respectiva companie românească cu celebrul grup Wagner, celebrul grup de mercenari ruși Wagner. Să nu cumva să fie o astfel de replică. Dar dacă rușii, și noi știm că rușii exagerează în acest război, orice pentru ei este, trebuie să fie exagerat. Dacă este adevărat, nu văd relații, nu văd principiile internaționale care ar guverna
detenție, arestarea, eventuală capturare. Eventuala capturare, arestare, detenție, condamnare etc. a acestor cetățeni români. Vor fi tratați groaznic, asta vreți să spuneți? Mi-e frică nu de un neapărat un tratament groaznic, mi-e frică de Siberia și de incapacitatea României de a negocia cu Moscova. Pentru că sunt la ora actuală, repet, vorbeam înainte de pauză, de cei doi cetățeni britanici prinși, unul s-a predat singur, pentru că rămăsese efectiv fără muniție în Mariupol și al doilea a fost prins cu alții, este adevărat, cei doi britanici, nu am auzit reacțiile guvernului, oficiale ale guvernului britanic. Deci, ori sunt deja negocieri în subteran, da, ori nu pot să existe reacții la ora actuală. Iar dacă așteptăm cumva înfrângerea totală și dărâmarea zidului de la Kremlin și raderea cetății Kremlinului de pe fața pământului, atunci mercenarii aceia de orice fel de naționalitate pot să aștepte mult și bine într-o celulă pe undeva prin Siberia. Clemență. Căci clemența nu va exista. Deci până când nu dispare statul rus, deci de aceea mi este foarte greu să-mi imaginez că o companie privată românească care nu are în spate un pașaport puternic, și când o spun, o spun cu durere în suflet, ca posesor al unui pașaport foarte puternic în lume. Cel românesc n-are puterea celuilalt. Dacă cineva își imaginează că acești, dacă se dovedește, repet, încă nu avem dovadă, nu avem informația, dar dacă se dovedește că există români trimiși acolo care să lupte cu simbrie, simbriași ai războiului, și vor fi prinși de ruși, avem o problemă cât casa ca țară, ca stat. După aceea, mai avem o problemă. Războiul face victime. Și dacă acei oameni care s-au dus de sărăcie din România, nu s-au dus de bucurie să lupte. Sumele oferite sunt destul de mari. Da. Să fim foarte clar, dacă aceștia sunt răniți și mor, cine îi repatriază? Unde îi găsești? Pentru că la un moment dat va exista o familie în România, un copil în România, care va spune unde-i tata. Va întreba unde-i tata. Deci, pe mine mă înfioară toate aceste elemente, pentru că sunt atât elemente umane, de dramă umană, cât și, mare atenție, elemente de justiție internațională, de drept internațional, de modul în care Rusia vede noțiunea de mercenari. Certe că la Mariupol acest batalion practic de Azov, alături de care ar putea fi elemente de acest tip, așa, nu cedează și, potrivit autorităților ucrainiene, luptătorii aceștia ucrainieni vor lupta până la capăt. Ce înseamnă capăt? Care înseamnă capăt? Să moară? Și înțeleg că acolo sunt foarte mulți luptători străini. Deci acel regiment Azov, acuzat de foarte multe ori a fi un regiment cu tendințe extremist, naționaliste și rasiale, dacă are această idee de a lupta până la capăt, întrebarea mea este ce înseamnă până la capăt. Pentru că mie mi-este foarte clar că, indiferent de situație, o străpungere a frontului din Donbas ca să se ajungă în Mariupol și a elibera din strânsoarea armatei ruse acel combinat siderurgic, care, repet, este foarte bine, este o fortăreață în sine. Da. Eu am explicat aici. Și generalul Crețu, care dorește să intervină, de altfel. Domnul general e aici, da, bună seara! Da, dorește să intervină și a manifestat intenția de a interveni. Vrea să comenteze probabil marginea acestui subiect. Da. Nu știu, n-aș intra în discuții prea aspre și despre batalionul Azov, care a fost recuperat cumva de Garda Națională și implicat în acest moment în rezistența ucrainiană. Probabil că rușii aveau nevoie de o replică mai dură din partea unor elemente ucrainiene și atunci Azovul era dispus să meargă până la capăt. Ce înseamnă acest capăt? Vom afla. Dar rapoartele europene nu le poate ignora nimeni. Ale Congresului American nu le pot. Eu atenționez să se ducă toată lumea. Probabil că la finalul acestui conflict toate lucrurile se vor revaloriza și vor fi analizate și istoricii le vor aborda așa în ecuațiile potrivite sau pe căprării. De aceea e bine ca românii care au tentația sacrificiului onest pentru independența Ucrainei și pentru valorile ucrainiene, pentru valorile încălcate în picioare de acest război, de agresiune rusesc, trebuie să știe cam care sunt realitățile. Să nu-și imagineze că acolo
este un război chiar de tip clasic, este și un război cu multe elemente neconvenționale. Hibrid. Exact, hibrid. Bun, suntem în legătură telefonică directă cu domnul general în rezervă Gabriel Crețu, cel pe care l-ați urmărit alături de HD Hardman cu sufletul la gură în ultimele ediții, pentru că, în general, toate analizele domniei sale au și prevăzut ceea ce se va întâmpla pe teren. Și sunt foarte oreste cu multe informații la zi din tabără. Și domnul general din această seară chiar a și confirmat analiza pe care a făcut-o domnul Crețu. Da, bună seara. Ce doriți să comentați? Bună seara domnul Ionescu, bună seara domnul Harman, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara! Chiar dacă sunt departe de București, nu pot să vă las la greu. Și urmăream emisiunea dumneavoastră de aici de unde sunt. Și aș vrea să-mi fie expus un pic punctul de vedere în ceea ce privește acest anunț al Rusiei, prin care firme românești sau voluntari români participă în Ucraina, într-o formă sau alta. Exact așa cum a spus și domnul Harman, nu cred că avem niciun fel de firmă românească care să aibă această potență de a furniza militari sau voluntari, ca să spun așa, foști militari. Eu m-aș fi gândit, pentru că în armata ucrainiană sunt români, cetățeni ucrainieni din zona Bucovinei. Nu, dar aia sunt cetățeni ucrainieni, domnul general. Ar putea fi folosită o astfel de situație prin care un militar ucrainian, dar de origine română din Ucraina, să fie prezentat într-o astfel de formă. Aș vrea să schimbăm titlul ăsta, că nu... Mai degrabă puneți-l pe cel cu China, da? Continuați, domnule general, scuzați-mă. Aia e dezvăluirea serii. Deci eu la asta m-aș fi gândit, dacă o analiză de securitate, nu neapărat militară, la asta m-aș gândi că ei ar putea pregăti o astfel de scenariu prin care un militar ucrainian, dar de origine românească din Ucraina, să fie folosit într-o de astfel de situație. Vedeți, uitați, un mercenar român și așa mai departe. Bun, practic o deturnare de către Rusia. Da, o minciună. Hai să nu ne ascundem de cuvânt, e o minciună. Și care pregătește ce, domnule general? Pentru că asta, în analiza de securitate, înseamnă că ei, de fapt, pregătesc această informație falsă, da? Această manipulare a originii naționale a unui cetățean ucrainian, presupune totuși o replică. Rușii, nu a început Putin înainte de... Rușii, un minut. Rușii, prin această minciună și manipulare, doresc să ce? Păi, vedeți, și există etnici ucrainieni de origine poloneză, etnici maghiari, sloveni, slovaci, ucrainieni. Ați văzut, pe polonezi au pus exact 1700... Da, apropo, de unde au capacitatea de a-i număra, domnul general? Adică, chiar așa... Eu m-am distrat astăzi, că am primit-o și eu azi dimineață și m-am distrat. 1713, în partea cealaltă... Adică ei nu prea sunt în stare să lupte cu ăștia, dar știu exact cât sunt. Exact, da, adică... Nu, dacă ați urmărit și discursul, inclusiv reprezentantului, purtătorului de cuvânt a armatei ruse, a început să fie un pic mai sofisticat. Spunea ceva din interceptările făcute, radio. Deci au început să folosească și aceleași metode, da. Bun, ca să acopere eventualele lacune în informație sau faptul că furnizează astfel de cifre, de date, care ar putea stârni... Care ar putea stârni foarte multe reacții și în presă și în taberele adverse. Ok, vreau să, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, să vorbim, să abordăm și câteva teme pe care ni le-am propus pentru această seară. Urmează un plan Marshall pentru Ucraina. Un adevărat plan Marshall cu banii oligarhilor ruși, banii confiscați așa de la oligarhii ruși. Unul dintre planurile pentru reconstrucția Ucrainei ar fi fost întocmit de influenta organizație non-guvernamentală CIPR, Centrul de Cercetare a Politicilor Economice, care reunește sute de cercetători economici din întreaga lume. Planul pentru reconstrucția Ucrainei a fost coordonat de Yuri Gorodnichenko, originar din Ucraina, absolvent al Academiei Kiev Mohila.
iar acum este profesor la Berkeley și unul dintre cei mai citați 10 economiști ai lumii în ultimul deceniu. Printre autorii raportului se numără profesorul de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, îl știm, cea mai tare de acest tip în lume, Harvard, Stockholm și Kiev Schools of Economics. Este vorba de un scenariu al redresării postbelice a economiei țării cu participare activă a Uniunii Europene, foarte mulți bani. De altfel, ucrainienii cer 50 de miliarde de dolari în acest moment, pe lângă acest plan Marshall, de la oficialitățile internaționale. Dacă să nu greșesc, când ajung aici, eu citesc vreo 100 de pagini pe seară pentru fiecare emisiune de genul ăsta. Îmi sintetizez informația. Am un documentarist foarte bun, dar hai, până ajung acolo, au început să ceară foarte mulți bani ucrainieni. Nu știu cum comentăm treaba asta. Va fi o bătălie întreagă. Nu, este o țară distrusă de război. Nu trebuie să ceară mulți bani. Întrebarea mea este cine le va da, pentru că FMI a anunțat că momentan nu se pot face investiții directe și nici de reconstrucție, pentru că războiul nu s-a încheiat. Doi, problema fundamentală pe care eu o văd în acest moment este banii oligarhilor ruși. Păi stai o clipă, banii aceia nu sunt confiscați, sunt înghețați. Nu există legea internațională care să confiște. Probabil că planul propune să fie confiscat. Păi n-ai legea internațională. Trebuie să dovedești că acel oligarh a participat într-un fel sau altul la finanțarea acestui război. Iar la Abramovici, de exemplu, i-au luat tot. Dar săracul face tot timpul. Moscova-Kiev face tratative de pace. Recuperează ceva. Da, nu știu. Vor recupera pentru că legile internaționale nu prevăd. Atenție! Decât înghețare de active, nu confiscare și folosirea lor în alte scopuri. Deci va fi foarte complicat, bineînțeles că Ucraina are o dorință fermă de a-și reface țara și economia, este absolut logic și legitim. Vom vedea însă cu banii cui, mai ales că în cazul în care Rusia pierde acest război, să fim foarte clari, Rusia va trebui să plătească despăgubiri serioase de război Ucrainei. Der Spiegel, dezvăluire. Este important și foarte scurt. Poate și domnul general Crețu comentează, dar foarte în scurt. Der Spiegel zice așa că pe 12 iulie 2018, Donald Trump l-a întrebat pe consilierul său pentru securitate națională, John Bolton, vrei să faci ceva istoric? Președintele Statelor Unite tocmai își petrecuse noaptea în misiunea Statelor Unite la sediul NATO din Bruxelles și se confrunta cu o zi lungă de întâlniri. Era nervos, nu prea avea chef de... Tocmai acuzase pe ăștia că nu dau bani pentru NATO. Da. Celebra discuție cu încă o dată, majoritatea aliaților NATO ai Americii au refuzat să promită o creștere a cheltuielilor pentru apărare și pe deasupra cancelarul german Angela Merkel nu a vrut să suspende construcția conductei Nord Stream 2. Și Trump zice, suntem afară. Ar fi zis. Suntem afară. Le-a spus consilierilor săi tulburați, adăugând, nu ne vom lupta cu cineva pe care ei îl plătesc. Referirea era la președintele rus Vladimir Putin și la dependența multor țări europene de importurile de energie din Rusia. Bolton, așa cum scrie în memoriile lui, a început să se întrebe dacă va trebui să demisioneze până la sfârșitul zilei dacă Trump își va îndeplini planul împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo. El a reușit să-l împiedice pe președinte să iasă din NATO. Yeah. Dacă Trump va reuși să se întoarcă la Casa Albă după alegerile 2024, spun cei de la Der Spiegel, asta ar putea foarte bine să aducă o criză majoră în inima alianței. Ce ar face Trump dacă s-ar întoarce? Ar putea să scoată înainte de întrebarea ta, înainte de întrebarea ta, eu mă întreb, Der Spiegel, ce interes are să scoată? Adică Putin ar fi așteptat ca Statele Unite să iasă din NATO? Nu, Nu. Eu am citit memoriile lui Bolton. Da. Le-am citit când au fost publicat. Povestea e mult mai lungă decât traducerea. El se află în mașină, președintele Trump îl sună pe telefon pe Bolton și îi spune, hai să spun una bună. Ce ai zice dacă aș anunța la întâlnirea din această dimineață, era cu a șefilor de stat membre a NATO, dacă aș anunța ieșirea SUA din NATO? La care Bolton este nebunit, pe drum îl sună pe Pompeo, nu-l găsește, îl sună pe secretarul de stat cu apărarea, nu-l găsește, și până la urmă în sală se apropie de președintele Trump și Trump îi spune, zice, nu voi spune decât că nu este deloc fair, nu este deloc echilibrat ca noi să plătim apărarea țărilor occidentale care cumpără gaz și îl finanțează pe Putin. Și le întreabă pe Bolton, asta este finalul povestirii din memorii,
crezi că merg destul de aproape de ieșirea noastră din NATO? La care Bolton răsuflă ușurat în mintea lui și îi răspunde, da, domnule președinte, sunteți exact pe linie. Deci eu nu știu, Der Spiegel, ce interes are în acest moment să, da, să povestească să o amintire. Un pic o... Da, să povestească o amintire de acum ani buni de la eveniment. Memoriile au apărut acum 2 ani jumate, ca să fim clari. Trump nu e globalist. Deci, dacă Trump ajunge din nou la Casa Albă și există o posibilitate, cum îl vedem noi pe președintele Biden, săracul, este clar într-o pierdere de viteză, este vârsta. Vedeți imaginile recente cu Joe Biden? Așa. Când dar, la o conferință, după ce a terminat discursul, s-a întors. Dar noroc cu cineva imaginar. Dar să fim foarte clar. Prieten imaginar sau ceva. În condițiile unui război de agresiune de uluitoare rusească împotriva Ucrainei, SUA nu vor ieși din NATO. N-au făcut-o nici pe timp de pace. Ce ar însemna, domnule general, ieșirea SUA din NATO pentru România, cu o asemenea, da, cu Rusia în coasta ei? S-a văzut acum că nici Statele Unite fără Europa nu a putut acționa în deplinătate și nici invers. Acest conflict a demonstrat cel mai bine faptul că Europa nu poate fără Statele Unite, iar Statele Unite fără Europa nu ar reuși pe plan mondial. Dar, în schimb, eu aș vrea să introduc o nouă temă pentru o emisiune. Da. Foarte multe canale de știri arată despre exercițiile pe care le face China în zona Taiwanului. Dacă urmăriți că au fost o înălțire a tonului Beijingului în ultima săptămână în ceea ce privește discutăm next time faptul că Statele Unite încearcă să învățească Rusia și China. Am o analiză foarte tare despre, hai să nu zic incapacitatea, faptul că Statele Unite ar fi pierdut în analiza modului în care statul chinez reușește să să o depășească tehnologic, ar fi pierdut pași importanți și de-abia acum s-au trezit cu o problemă uriașă. E o analiză foarte tare care provine din zona serviciilor secrete americane și pe care o vom comenta data viitoare. Deci, data viitoare vom comenta și alegerile, da, din Franța, sper. Da, și alegerile din Franța. Este atacat acum Marine Le Pen cu nu putea o dezvăluire de extorcare de fonduri. Da, nu putea birocrația și de la ei se implică procuratura să nu scoată vreo procuratură, da, vreo procuroare dosarul. Nu se putea. Bun, n-am avut timp să comentăm. Suntem obișnuiți în România deja. Da, dacă... uite că se întâmplă și la case mai mari. Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezență în cadrul emisiunii. Doamne ajută, mulțumesc. Mulțumesc generalului rezervă Gabriel Crețu, mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Vreau să mai citesc ceva din Friedman, dar nu mai am timp. S-a terminat emisiunea, data viitoare. Dacă avem multe informații și de obicei o dăm primii, asta e. Rămâneți cu Metropola TV, ne revedem mâine seara de la ora 21. Toate cele bune!